Bine, v-am regăsit de această dată la o ediție specială. Aș spune, o altă discuție pe un subiect, de data aceasta cu un zâmbet în colțul gurii, un zâmbet de bucurie, dar tot uh, întristat și cu o lacrimă într-un ochi, pentru că de data aceasta uh, sărbătoarea nașterii Domnului este oarecum umbrită de ultimele evenimente. Pe care le-am trăit uh, în Europa și în țara noastră. Și totuși, vom uita, și totuși, unii se vor distra, alții se vor bucura, unii se vor distra. Care e diferența dintre cele două? Cum de ne apropiem de această sărbătoare a Nașterii Domnului într-un mod din ce în ce mai glazurat, din ce în ce mai învelit în diferite. Uh, culori în uh, diferite lumini, uh, tot mai încărcat de uh, formă și cu mai puțin conținut, mai mult zgomot și mai puțină liniște sufletească. Despre aceste tensiuni uh, l-am invitat din nou pe pastor Ghiță Mocan să discutăm puțin despre uh, comerț, Crăciun, uh, nașterea Domnului, despre terminologia din jurul acestei sărbători, despre Stările din jurul acestei perioade, și să vedem cum putem pune puțin stabilă fluxului acesta aproape de cascadă care ne vin în această perioadă prin ecranele televizoarelor, prin mass media, prin ziare. Scriptura are câteva pasaje pe care le predicăm în această perioadă. Și aș vrea să ne inspirăm din ele și să ajungem la acea dreaptă cumpănire a înțelepciunii, de a celebra nașterea Domnului așa cum ne-ar cere El, cum se cuvine, în decență, în cumpănire, în echilibru, fără excese, se poate, se mai poate, astăzi. Întâi, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă regăsesc la această sărbătoare. Să sfârșim oarecum anul. Zic eu cu bine, ca să putem asigura premiza unui nou început, anul ce va veni, care să fie cu bine, cu sănătate, cu uh, sens. Și înainte de a plonja asupra textelor esențiale, textelor biblice, aș vrea să menționez doi zei ai uh, modernității, ai perioadei în care trăim și mai ales doi zei care își fac uh, simțită prezența uh, mult mai vizibil în sărbătorile de iarnă. Primul zeu se numește Divertismentul. Uh -huh. Noi trăim, așa cum ne spun antropologii, cu foarte multe amănunte, într-o epocă a divertismentului. De altfel, responsabil de superficialitatea noastră, a contemporanilor noștri, a oamenilor din vremea noastră, a faptului că nu mai citim, că nu mai aprofundăm, că nu mai suntem în stare să purtăm dialoguri, că Doamne ferește să încerci o polemică. Uh -huh se transformă în atacuri la persoană, uh, oarecum responsabil de toate acestea este și divertismentul. Faptul că suntem întreținuți uh, cu glumițe, cu uh, un umor de proastă calitate, suntem întreținuți cu uh, uh, derapaje spre zona aceasta a, a eroticului, a sexualității prost înțelese, uh, a chiciului până da. la urmă. Deci Vei vezi, vezi ideea de crăciunițe și așa mai da, departe. Da. Faptul că iată până și Crăciunul se uh, feminizează. Uh -huh. uh, deci divertismentul ar spune că ar fi un zeu de luat în discuție, uh -huh. iar celălalt zeu este marketingul. Acești doi zei lucrează împreună mai ales de sărbători. Uh -huh. uh -huh. Marketingul este o presiune economică comercială, o presiune a societății de consum, care pur și simplu uneori joacă cu o agresivitate uimitoare. Așa cum putem constata, încă înainte cu o lună și mai bine de sărbătorile de iarnă, deja se împodobesc magazinele, hipermarketurile se împodobesc, colindele încep să-ți să cânte la ureche și, într-un fel, în această atmosferă îmbietoare, e un soi de boemie consumistă în care uh, suntem îmbătați sper că folosesc termenul corect, dar suntem într-un fel îmbătați da. cu vigilența atrofiată ca într-un fel de drog de, de, al sărbătorilor uh, ca să cumpărăm cele mai multe prostii le cumpărăm în ajunul sărbătorilor sigur că sunt la reducere, că avem nevoie sau nu avem nevoie exact. de le cumpărăm exact. că apar reducerile iar marketingul ne zâmbește după aceea ironic și ne explică în caz că n-am înțeles, că de fapt în perioade de reducere noi, noi cheltuim mult mai mult decât am fi cheltuit dacă prețurile erau acolo întregi. Iar și cu aceste reduceri eu o întreagă inginerie în spatele lor. Doi zei puternici, zic eu, își arată fața în perioada aceasta de sărbători și sper că n-am fost prea... Uh, prea patetic cu, cu această descriere. Uh, nu și cred că trebuie să ne îndreptăm și să ne adresăm uh, cu ascuțișul bisturiului analizei uh, spre această problemă și în biserici. Uh, bisericile încep să fie ornamentate, la un moment dat am ajuns într-o biserică pentru o discuție și eram în afara programului, eram doar cu comitetul, m-am uitat de jur împrejur și am văzut aproape lugubru, erau capete de moș Crăciun, capete, numai capetele, la fiecare luminator. Și am zis, fratele, ce, ce ați făcut aici? Bătrânii s-au uitat îngroziți și zice, știți când nici n-am observat? Am văzut că s-au apucat tinerei noștri să ornamenteze, să împodobească biserica, dar n-am observat, ne având prezbitism, n-am observat. Uh, au luat măsuri, au despodobit, au lăsat o parte din decorații, decorațiile nu sunt cele mai, mai grave lucruri care se întâmplă. Vom avea și de aceste sărbători scenete, uh, așa cum spuneați, glumițe, uh, anecdote cred că ce spunea Tozer începe să mă îngrijoreze din ce în ce mai mult. Dacă Duhul Sfânt ne-ar părăsi, noi avem atâta de mult distracție și preocupare și practică în biserică încât nici n-am observat că Duhul Sfânt ne-a părăsit. Cred că aceste lucruri se întâmplă deopotrivă și în bisericile evanghelice, pentecostale și în cele baptiste. Deopotrivă, și cred că e o îngrijorare a, a mândurora și din partea noastră, în bisericile pe care le păstoriți, și din partea noastră, bisericile în care predicăm. Credeți că ar trebui să trecem la un ton uh, profetic îngrijorat? Pentru că există și o altă extrem extremă, extremă. celor care spun vreau, trebuie să renunțăm la cuvântul Crăciun, este ceva Unii merg un... chiar mai departe și spun trebuie să renunțăm la sărbătoare. Corect. Și da, în ziua da, de Crăciun da. există despre Ilie da, și Elisei. Exist, da, da. Există această tendință, am observat o și eu de a renunța complet la sărbătoarea și Domnului, aducându-se în discuție sărbătorile romane, care Sigur. sunt sărbătoarea soarelui și așa mai departe. Sau derapajele curente, derapajele comerciale de azi. Cum revin cu aceeași întrebare aproape obsesivă? Cum găsim echilibru între cele două? Cred că trebuie să fim un pic mai sobri la sărbători, dar aș da și un alt cuvânt pentru sobrietate, ca nu cumva cineva să înțeleagă mai mult decât spun eu cred că trebuie să asigurăm solemnitatea. Or, solemnitatea ar trebui să o clădim pe textele scripturii și pe felul cum le explicăm cum reușim să le aplicăm în bisericile noastre cu aceste ocazii. Și de ce nu o idee care nu e nouă deloc cândva s-a practicat și după știința mea în timpul comunismului Uh, în acele perioade restrictive, când bisericile aproape că nici nu existau ca și clădiri. Vedeți, ei nu au avut provocarea uh -huh. pe care noi o avem. Ei au putut să se concentreze asupra esențialului. Vremurile, într-un fel, nu? Ironic, i-au ajutat. Și au reușit să facă evangelizare. Eu am încă amintirea anilor când mama mă ducea la biserică, în jur de 10 anișori aveam și țin minte, cum în preajma sărbătorilor, slujitorii aceia locali, fără prea multă școală, cu o hermeneutică discutabilă, cu o exegeză inexistentă, da. pregăteau biserica ca la programele de sărbători, să veniți cu rudenile, cu prietenii, cu colegii. Și nu odată, de multe ori, am văzut oameni veniți de afară, atinși de Evanghelie și care s-au decis pentru Hristos. Deci, da. S-au focalizat și, vedeți, și în, uh, adaug aici. Perioada aceea de Colinde, când Colindele erau efectiv cu riscurile de a ne fi confiscate buletinele, și-am și, și pățit-o, instrumentele, instrumentele amenzi la vremea aceea de 5.000 de lei pe cap de colindător, care erau pentru două tulburarea, salarii sigur, pentru tulburarea niște publice, care erau atunci bani frumoși, uh, erau adevărate prilejuri de evangelizare ne uităm acum la 25-26 de ani de trăire a acestei perioade de libertate cum s-au scufundat aceste lucruri în prea în, în prea multă utilizare în simple ieșiri de distracție uneori ieșim la colindă dar mai facem niște pognitori riscul de a, de a duce înspre Uh, vulgarizare, uh, și colinda și sărbătoarea este la îndemână pentru fiecare dintre noi. Îmi place că ați subliniat acest accentul, nu o sobrietate din aceasta supărată, ci solemnitate. Așa sunt textele Scripturii. Textele Scripturii care vorbesc despre nașterea Mântuitorului sunt texte solemne, texte care tendeam la celebrare liturgică, iar în acest tip de celebrare liturgică Putem să-i invităm pe ceilalți să vadă cărui Dumnezeu, care pentru noi și pentru noastră mântuire s-a făcut carne, Cel care din eternitate în eternitate a sărbătorit cu în, în Sfânta Trăime cu Tatăl și cu Duhul, vine pentru noi și pentru noastră mântuire și se umilește luând chip de rob, vine în trupul unui prung. Și să mai aducem un argument. Oamenii de bun simț din afara bisericilor noastre, potențialii noștri musafiri, să-i numim așa cu ocazia sărbătorilor, mă refer, fi de biserică, nu, nu, nu acasă. Uh, oamenii de bun simț și care trăiesc uh, în mod decent propria existență și cu anumite principii, uh, chiar nu vor fi deloc încântați. Și asta ne-o spun ei uneori. Și Sigur. ar trebui să luăm seama la ce ne spun. Sigur. Să găsească în biserică o tentativă oricum eșuată de uh, briz și de uh, secularism uh, absolut uh, îngrozitor, da? uh, un fel de amestec, un fel de sincretism între textele Evangheliei uh, și figurine cu Moș Crăciun, cum spuneați, cu brazi uriași prin biserică și așa, uh, pentru că e chiar nu pentru asta au venit. Da. Ei așa ceva au acasă, sau dacă n-au acasă, dacă își doresc atmosferă. În preajma Să pot merge marile magazine. Pot da, merge sau în... pot merge la concerte, Sigur, pentru că sunt atâtea concerte în luna decembrie, uh -huh. încât chiar este pentru orice gen concert de deci, ce dacă vin la biserică ei aleg să vină la biserică e și un respect până la urmă pentru musafirii noștri dacă nu îi mai respectăm pe ei noștri. Și sper să ne audă conducătorii de biserici, pastorii că acesta este, acesta este glasul amilor. și eu l-am auzit cum l-ați auzit și dumneavoastră venim la biserică pentru o atmosferă de reverență, venim da. la biserică pentru că acolo găsim încă seriozitate încă găsim venim vin la biserică pentru ascultarea cuvântului din aceste sărbători, vin la bisericile evanghelice pentru că în sfârșit, la dumneavoastră am înțeles, îmi spune cineva, am înțeles ce se întâmplă, am înțeles că s-a predicat din Evanghelie. Acolo unde merg eu nu prea am înțeles, nu prea am înțeles cei cu căprioarele și cu cerbul și cu iepurașul, n-am înțeles. Dar aici, în sfârșit, am înțeles. Și mai este un adevăr teologic. Avem șansa și cum, ce ușor dăm cu piciorul în ea, avem șansa în bisericile noastre să facem diferența între apocrif și textele canonice. Între folcloristic exact. și cuvântul adevărului. Exact. Uh, uh, și dacă, avem, dacă oricum pledăm pentru canonic, dacă oricum noi citim doar din textele canonice și ne ținem cât putem departe cu precauție, de orice povestioară care chiar dacă sună bine, nu? E tentantă într-un fel. Ea nu apare în cărțile, în, în cartea în Evanghelii. Iată că noi irosim această șansă. Ori oamenii vin la noi pentru că li se explică și mai ales pentru că simt ei, în măsura în care înțeleg, că se află pe un teren al cărților canonice. Și așa de-a lungul ultimilor ani s-a lovit atât de puternic în canon. Noi, fără să ne dăm seama în, în superficialitatea noastră, distrați cum suntem, mai lovim în însăși biserici, în, în cadrele acelea de biserică. Aducând noi da. exact lucrurile despre care am discutat, această împachetare în staniol ă, strălucitor a adevărului, care este un adevăr trist și crud. Dumnezeu a venit pentru noi, în carne și sânge. A Aș ataca în următoarea parte a discuției noastre un alt aspect. Am discutat despre fațadă, suprafață, împachetare și conținut, despre sonorități și esențe, despre zgomot și liniște. Aș vrea să atacăm un alt subiect și anume graba aceasta, parcă ne mână cineva de la spate în sărbători, alergăm de colo-colo, toată lumea vrea să-și facă curățenie, vrea să-și facă cumpărături, cum ați amintit. Este, este un ritm nebunesc al sărbătorilor în care parcă cineva stă în spatele nostru cu biciu și ne aleargă în așa fel încât ieșim din sărbători mai obosiți, mai deprimați, spuneau ani în urmă niște prieteni, ne îngrozim că vine 5 ianuarie și trebuie să mergem la lucru și noi suntem deja epuizați. Și nu erau oameni care erau epuizați în beții și în petreceri, ci oameni care au trăit Sărbătorile, dar le au trăit? Da, le-au trăit regulamentar. Le-au trăit în acest ritm uh, nebunesc. Așa aș vrea să mă odihnesc. Sărbătoarea și odihna uh, sunt corelative. Ele, ele tr ar trebui să fie adunate împreună. În sărbătoare se înțepenea timpul. În sărbătoare ieșeai din ritmul cotidian și intrai într-un alt ritm, într-un alt ritm temporal. În sărbătoare se deschidea fereastra către cer, către cer pentru dialog cu Dumnezeu și secționarea uh, dialogului cu socialul. Uh, cum putem să recuperăm acest lucru, pastor Ghiță Mocan? În bisericile noastre, noi ca familii, uh, se știe că pastorii au una dintre cele mai solicitante perioade în această perioadă de sărbători și totuși nu avem voie, să ne ostenim în mod inutil în aceste perioade care sunt asociabile cu odihna. Ați enumerat lucruri frumoase despre sărbătoare, despre semnificația sărbătorii în general. Aș adăuga, pentru că mă ajută să răspund, încă un detaliu. Cred că sărbătorile, în felul în care Dumnezeu le-a conceput pentru evrei, pentru că avem spectacolul acesta foarte frumos pe paginile Noului, Vechiului Testament, cred că detaliu ar fi sărbătoarea ne invită, ne obligă aproape să coborăm în noi în cine. Să fim mult mai interiorizați, mai meditativi, contemplativi, dar cine mai vorbește de contemplație astăzi, și uh -huh. să lăsăm toate celelalte presiuni sau să, să ne detașăm de toate celelalte presiuni. Meister Eckhart spunea că cea mai mare virtute este până la urmă detașarea. Și el argumenta prin faptul că dacă ai orice altă virtute, dar dacă nu ai stare, uh -huh. dacă nu te poți detașa, riști să pierzi orice altă virtute. De aceea pune, spunea el, în capul listei detașarea și încearcă să o cultivi, indiferent de provocări. Sărbătorile de iarnă sunt ocazii bune, încercări, în care ar trebui să ne luptăm fiecare luptă cea bună a detașării. Și să încercăm, deopotrivă, la nivel individual, ca familie, mi se pare chiar mai greu ca familie. Dacă vreunul din membrii familiei reușește, poate e stilul lui așa, poate citește ceva, poate tocmai a fost prins într-o într lectură și trece cu bine sărbătorile, cu sens, mi se pare tot mai greu să ne adunăm familia la sărbători. Copiii ne sunt duși la repetiții. Copiii uh -huh. aleargă cu. Nu știu, cu colindul, ceea ce nu e rău, e foarte bine. Eu am amintiri frumoase de uh, când mergeam cu colindul. Uh, și uh, noi rămânem acasă și noi ne mai împărțim uneori, între soții și soții, alergând să, să avem de toate la masa de, uh, de, de sărbătoare. Îmi amintiți de ce îmi spunea un tânăr în urmă cu vreo 2 ani, în 2013, de, chiar la sfârșitul sărbătorii și mă simt așa divinovat. Mă simt așa de vinovat că mama s-a -a ostenit atât de mult să ne facă masa de Crăciun și n-am avut masa de Crăciun ca familie. Nu ne-am întâlnit pentru nicio singură masă din toate cele mese pe care le vom fi avut. Nu ne-am întâlnit împreună. Toți am fost exact cum spuneați. Noi am fost la repetiții, părinții au fost așa. Tata a lucrat până în ultima seară, mama s-a ostenit făcând curățenii prin toată casa și a răsturnat efectiv toată casa. Și n-am reușit paradoxal, fiind în mod tradițional o sărbătoare a familiei, să stăm să ne uităm unii, unii în ochiul altora și să celebrăm faptul că avem un mântuitor întrupat pentru noi și pentru păcatele noastre venit. Cred că sărbătoarea nașterii Domnului, cu riscul de a fi înțeles greșit, este cu prioritate sărbătoarea familiei și apoi a bisericii. Cred că întâi trebuie să fie bine la noi acasă. Cred că întâi trebuie să ne asigurăm că avem un ritm omenesc până la urma sărbătorii. Că reușim să ne bucurăm unii de alții, că reușim să ne bucurăm... Noi și așa spunem în mesajele noastre de sărbători că Domnul s-a întrupat pentru noi. Dar noi nu suntem aproape nicăieri. Sunt programele noastre, sunt pretențiile noastre, ifosele noastre. Uneori musafirii ne fac programul. Musafirii. H -h -h -h. Uh, Alte ori, ispita asta comercială a reducerilor și a luminilor și a artificiilor, nu suntem habotnici niciunul nici dintre noi. E în regulă, înțelegem toate ca și context, le înțelegem. Dar atunci când contextul devine esențial, nu? Când devine până la urmă totul în context. În contextul sufocă textul. Da. Atunci ce, ce, ce ne facem? Mm -hmm. Hai să aducem înapoi sărbătoarea în familie. În urmă cu ani de zile am făcut câteva mișcări destul de bruște și dramatice în familia noastră referitor la această sărbătoare a nașterii Domnului. Am scos bradul din casă ca să vedem dacă putem să ne concentrăm asupra esenței sărbătorii și fără mirosul de brad, și fără betel, și fără lumini și așa mai departe. Și într-un an copiii noștri nu au mai primit cadouri de data asta mergem toți, cumpărăm cadouri și facem cadouri altora și împărțim ca să învățăm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ne-a dat darul, pruncul Isus. A fost crud experimentul, dar ne-a ajutat să înțelegem mai mult că trebuie să ne întoarcem spre esențe. betelele, bradul, ornamentele, toate acestea pot sufoca. Uh, esența mesajului, și ne putem pierde în, în atmosferă, și nu mai uh, avem relația cu Domnul Sărbătorii. Atmosfera de sărbătoare este atât de puternică, încât nu mai auzim glasul uh, de sus, glasul lui Dumnezeu. Uh, ce putem face uh, fără a face astfel de mișcări bruște, cum am făcut eu sau cum fac alți creștini? unii se radicalizează într-atât de mult încât nu mai vor să folosească nici cuvântul Crăciun. În parateză spun pentru ascultătorii noștri, dacă sunt interesați, profesor dr. Traian Diaconescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are un articol excelent despre etimologia cuvântului Crăciun, care este o metateză a cuvântului latinesc Carnatio, adică întrupare, încarnare încarnarea Domnului Iisus practic când spunem Crăciun spunem că trăim sărbătoarea încarnării Domnului Iisus cum putem recupera pe lângă simțul sărbătorii ca oprire în timp, meditații, contemplații înaintea lui Dumnezeu recuperăm, să încercăm să recuperăm eclesial sărbătoarea să încercăm să recuperăm familial sărbătoarea cum putem recupera Uh, am discutat evangelistic sărbătoarea, ce alte aspecte credeți că mai putem contura în jurul sărbătorii care să ne ajute să trăim această sărbătoare în deplinătatea ei, la cea mai, să ne bucurăm de tot potențialul pe care ne poate oferi această sărbătoare. Cred că ar trebui să mergem pe două paliere. Pe de o parte, comemorare. Sărbătoarea are o valoare comemorativă. Este un stâlp de uh, aduși de care ne leagă de... Da. Să comemorare și proclamare. Când spun comemorare, nu mă refer la o comemorare uh, exclusiv liturgică, uh, ci mă refer că subiectul ar trebui să revină în mod recurent în discuțiile noastre cele mai familiale, uh -huh. cele mai anonime, că ar trebui să răspândim în jurul nostru telefonic, în mediul virtual, în relațiile noastre, uh, mesajul, uh, să-l răspândim în așa fel încât el să fie inteligibil și să fie și uh, cordial într-un fel. Adică nu cred în acea, în acea situație în care iau pe cineva și îl oblig să-mi asculte, citim texte și el nu se vede scăpat de mine. Dar de ce să nu folosim aceste prilejuri? Eu însă mă educ și încerc să-mi educ și copiii în sensul acesta. Eu mă educ ca în apropierea sărbătorilor, în dialogurile, chiar la telefon, să strecor ceva, să strecor îngeri, uh -huh. să strecor. Uh, 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 ceva din textele nativității din Luca, să strecor o idee, să pun... Nu e o predică. De fapt, noi vorbim despre altceva la telefon, dar eu cred că acela este un cârlig, cred. Dumnezeu a lucrat adesea cu mine așa, care îl agață pe pe interlocutor Vor începe și nu rare ori în ultimii 2-3 ani, de când este la modă, am ironizat SMS-urile care vor începe imediat să circule începând cu 23 decembrie, fie ca, fie ca, fie ca sărbătoarea să vă aducă bucurii, fie ca pruncul. Nu cumva suntem în primejdie acum, mergând în, spre cealaltă direcție, tehnologia ne ajută să răspundim mesajul. Uneori putem fi noi înșine neglijenți cu acest mesaj, preluând un alt SMS pe care l-am primit, trimițându-l mai departe. La toată mi s-a întâmplat, mi întâmplat mie să-mi primesc propriul mesaj din, după ce a făcut circuitul Uh, și să ne nevim în felul acesta de la o proclamare față către față, gură către gură. Bună precauție, bună precauție. Hai dacă toți suntem mai liberi de sărbători, uh -huh. să punem aceste mesaje, uh, uh, să le particularizăm, nu? să nu trimitem la toată lista lucruri pe care și eu îl detest uh, și care nu prezintă prea mare importanță, pentru că dacă te știi parte dintr-o listă, să fim serioși. Da, da, da. Așa? Nimeni nu e mulțumit cu asta. Hai să valorizăm proximitatea, să ne întâlnim, să ne reîntâlnim, poate nu acasă, poate nu la biserică întotdeauna, nu? Biserica implică până la urmă un mediu liturgic unde nu prea reușim să avem părtășie, să avem relație. Hai să ne întâlnim în centrul orașului, hai să ne bucurăm de, nu știu, primărilor ca să, să nu fim habotnici, uh -huh. nu? Să ne bucurăm de strădania primărilor, să apreciem că au de făcut frumos. da să, să ne bucurăm, dar să nu ne bucurăm singuri, hai să fim împreună acolo. Hai să căutăm esențialul uh, în cele mai uh, frivole ocazii care ni le furnizează implicit sărbătorile de iarnă. Și sunt atât de îndemână. Ce facem cu, dacă toți ați pornit spre partea aplicativă, ce facem cu acei copii care sunt în spitalele județene la secția de oncologie? Oncologie puierilă. Ce facem cu bolnavii care sunt moribunzi, legați de patul de spital de Crăciun? Cred că biserica ar trebui să aibă un braț întins în sărbătoare și spre aceștia care sunt dezavantajați. Uneori putem fi atât de îndemnați de context spre egoism pentru noi cumpărăm pentru că e la promoție și o să ne folosească cumpărăm răm acum pentru că s-a ieftinit suntem închinându-ne cum spuneați la zeul divertismentului bucurându-ne aproape fără simțire, lipsiți de simț pentru aproape. Infantil. Aproape. Infantil, într-o într anestezie a unei veselii uh, nemotivate, practic nici măcar biblic. Uh, sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare tristă. De ce să nu fim cu cei triști în acea perioadă, revalorizând această sărbătoare, cel puțin anul ăsta? Haideți să-mi nu, nu tot timpul vom fi cu lacrimi ochi de fiecare Crăciun. Dar ce ar fi să le dăm o idee de spectatori noștri ca măcar de acest Crăciun să se înlăcrimeze fiind în locurile în care curg lacrime. Ne bucurăm cu cei ce se bucură, dar anul ăsta n-ar fi rostul să ne plângem și cu cei ce plâng. De singur. De două ori am fost internat până în prezent în spital și atunci pentru afecțiuni nu tocmai atât de grave cum aveau ceilalți din salon. Uh -huh. Și m-am trezit plângându-mi de milă până m-am internat, și apoi, când am văzut necazuri mari, am zis, wow, eu trebuie să-i ajut pe oamenii ăștia. Uh -huh. De ce spun asta? Spun pentru că atunci când am fost în spital, preț de câteva zile, și într-o situație și în alta, a doua zi de internare, eu am fost convins că toți românii, toată România e în spital. Uh -huh. Pentru că așa suntem noi. Uh -huh. După ce am ieșit din spital, nu mi-a trebuit să treacă decât o noapte. Mă simțeam bine. Uh -huh. Și a doua zi în libertate, uh -huh. am avut senzația că toți românii noi suntem pe străzi, că toți suntem sănătoși. Uh, uităm, cum spuneați, că nu pentru toți Crăciunul înseamnă acasă, uh -huh. înseamnă artificii, înseamnă uh, răsfăț, îmbuibare, nu? Nu pentru toți uh, înseamnă colind uh, și uh, uh, Cred că ar trebui, ca mai ales cu acest prilej, să ne educăm copiii, uh, pentru ei tânjim într-un fel, nu ca părinți, și simțim această presiune, uh -huh. uh, să ne educăm, și noi facem asta cu ai noștri în ultimii ani, pe măsură ce au crescut, uh, să mergem împreună, să cumpărăm, împreună, subliniez. Uh -huh. Nu noi părinții cumpărăm și voi veniți cu noi să vedeți ce fac părinții. Uh -huh. Și să le punem lor în mână și să meargă ei să, să dea în, în situații de felul acesta. Întâlnirea aceea, dar proximitatea, în fond, nu e nimic mai presus de proximitatea între oameni, nu întâlnirea dintre oameni. Sunt câteva acțiuni în care fiul meu este implicat cu parte din tinerii de la biserică. El este cel mai tinerel printre ei, dar l-am lăsat pentru că am văzut cât de bună priză face cu sufletul lui și cu transformările lui adolescentine se duce să dea uneori pachete, pachetele, sambișuri, uh -huh. sambiș pe care el nu știu dacă l-ar mânca acasă. Uh -huh. uh, preparat de ei, unor, unor copii săraci, care trec prin canale și așa. Uh -huh. Întotdeauna vine acasă cu o poveste. Uh -huh. Pentru mine că este uriaș. Excelent, da, excelent. El vine cu o poveste. Dacă nu două, măcar una. Deci, dintre acei copii, dintre acei oameni ai străzii, cineva l-a impresionat pe el. Și atunci, hai să ne expunem copiii dacă îi creștem în turnuri de fil, deci dacă îi creștem în, în această autosuficiență, uh, s-ar putea să ne speriem de ei mai târziu, s-ar putea să vedem ce am crescut. Sigur, noi crezând că îi creștem bine, ei să aibă ce n-am avut noi, vechea poveste. Miurifică. Să zidim în, în continuare la piedestalul egoismului lor, la care zidește uh, societatea așa cum este ea creată, să-i închidem în celule ca hexagoanele pentru larvele de albine, e complet izolat, au fiecare camera lor, nemai fiind obișnuit să parte. Am, Știu că păstoriți o, o biserică, biserica Philadelphia din Oradea, care este implicată în această acțiune în fiecare sâmbătă. Merg și împart hrană celor care sunt fără adăpost. Hrana pe Am... care o prepară tinerii, vreau să menționez da, asta. Da, da, ei cu ei, mâna lor ei, fac asta, da. ei merg și în part, ei stai de vorbă, apoi le spun vestea bună. Ce-ar fi să le dăm aceste idei și altor ascultători și telespectatori, și adăugând alte idei? S-a tot vorbit în aceste zile de pompierii care au intervenit la, club, la clubul colectiv, s-a vorbit de asistenții medicali. Tinerii din biserica noastră au plecat la un moment dat și au colindat într-un an numai aceste instituții, spitale, spitalul de BC din Alej, dar apoi a mers în Oradia. Sunt acești oameni, dincolo de cei intristați, dincolo de cei bolnavi, sunt oamenii care stau și veghează poliția, pompierii, spitalele, stau și veghează la serviciul de sărbători și vechează la buna funcționare a întregii societăți. Oamenii aceia au nevoie și ei de vestea bună. Biserica trebuie să-și exprime încă o dată rolul acela de coagulant social de uh, veghetor asupra societății. Erau vremurile despre care am emitit în alte emisiunile noastre în care turn bisericii era cel mai înalt turn. Uh, turla era ridicat pe cel mai înalt turn din orașul sau satul respectiv. Biserica încet încet s-a chircit sub alte sarcini și și-a disipat energia. Și alți, alți gârienori s-au ridicat, nu? Și alți gârienori s-au ridicat și-au uh, uh, acoperit turele bisericii. Biserica ar trebui cu discreție, pentru că sărbătoarea aceasta a trupării Domnului este o sărbătoare de asemenea tristă și discretă. Domnul a venit discret, n-a venit, um, venit în petronurile lumii, n-a venit în palatele lumii, a venit foarte discret să se în lume. Păstrându-ne discreția, păstrându-ne uh, mărturia susurată și șoptită când trebuie, cântată în public uh, în alte dăți și vorbind despre același mesaj tuturor oamenilor care sunt dispuși să asculte mesajul Evangheliei. Cred că deși, iată, paradoxal, suntem pe sticla televizorului într-o emisiune de în televiziune, i-am sfătuit pe ascultătorii noștri să se deconecteze tehnologic. Acum cred că trebuie să luăm măsuri să ne deconectăm de la telefoane mobile, să ne deconectăm de la aparate, să ne deconectăm în sensul extragerii cablurilor din priză și să ne înfățișăm față către față cu, cu ceilalți, în orice situație posibilă. Într-un fel așa este, cred că o bună sărbătoare, bună în sensul cu sens, adâncă, profundă, pe care să nu o ratăm. Poți rata o sărbătoare, iată, în sensul acesta spiritual, pornește sau se clădește pe această capacitate de a fi disponibil, de a te face disponibil, lăuntric vorbind. Iar pe de altă parte, încă o veste bună ce aș adăuga -o, este că semenii noștri, chiar dacă nu o declară, se află prin însăși atmosfera sărbătorilor de iarnă, se află într-o mai bună disponibilitate de a ne asculta mesajul. Să nu ignorăm asta. Ei sunt mai atenți. Ei chiar poate, poate singurul avantaj a faptului că avem multe programe la Biserică de Sărbători, poate singurul este că măcar într-unul prindem, ne prindem prietenii. Uite, avem cinci programe de sărbători, avem șase. Nu trebuie să vii la toate șase. Dar alegeți unul dintre ele, te rog, să vii la biserică. Cumva avem mai multe variante. De deci ce n-am privit și această aglomerare liturgică ca ocazii pe care Dumnezeu ni le oferă sau îi le oferă acelui om? De a veni, pentru că noi știm că de greu este să-ți vină cineva în, în spațiul acesta liturgic. Și cum îți promite că vine, și cum se apropie, data, mm -hmm. ceva intervine sau nu intervine, sau inventăm, nici nu bine să vin în sufletul omului. Dar, oricum, greu. Am vino... văzut, de-a lungul discuției noastre, câteva paliere prin care putem recupera sărbătoarea sau câteva direcții prin care am putea să trecem prin sărbătoarea asta fără a o rata. Să rămână acel acel sentiment de plin sufletesc după ce uh, ieșim din sărbătoare, să ieșim mai puțin obosiți, mai puțin epuizați, mai odihniți, mai plini de ceilalți. Recuperând evanghelistic, recuperând familiar, recuperând liturgic, recuperând comunitar, social, uh, aș muta un pic discuția spre sfârșitul uh, dialogului nostru, spre cealaltă sărbătoare care ne așteaptă, încheierea unui an și începutul celorlalte ani. De obicei, cele două sărbători colapsează. La o săptămână distanță este ajunul, prima zi de anul nou, a doua zi de anul nou. După aceea este ajunul, prima zi de anul nou, sărbătorele, apoi bisericile noastre intră, bisericii baptiste intră în Săptămâna Mondială de Rugăciune, celelalte biserici au alt mod de a celebra începutul de an. Ce ar trebui să facem mergând pe această linie a recuperării? simțului sărbătorii, recuperării, sărbătorii în general și a acestor sărbători în particular. Ce ar trebui să facem ca să sărbătorim în deghinerii corect, regulamentar și sărbătoarea anului nou. Mă gândesc că în primul rând să fim sinceri cu anul ce a trecut. Să îl punem pe cântar, de fapt pe noi ne punem, dar hai să spunem de an, nu? Să punem anul acela pe cântar și să vedem minusurile, să vedem unde se putea mai bine și sigur vom găsi multe paliere unde trebuie mult îndreptate lucrurile. În aceeași notă de sinceritate să învățăm lecțiile care ne-a le furnizat anul. Vedeți, Dumnezeu lucrează cu noi în timp. Mântuirea ni se oferă sub acest spectru al timpului, nu? Relația cu Dumnezeu se consumă în timp. Deci să fim sinceri cu anul ce a trecut există un risc enorm ca la final de an să fim mai farisei ca niciodată. Mm -hmm. Și să ni se pară că e bine mai ales dacă ne comparăm cu cutare și cu cutare. De ce n-am ne măcar în ultimele zile ale anului ale anului de comparații puierile mm -hmm. chiar să fie între noi și anul ce s-a dus. Apoi să privim cu celălalt ochi cu încredere spre anul ce vine. Dar aici aș face o corecție să nu ne așteptăm ca anul ce vine să ne aducă. Asta e o expresie, știu, de tip clișeu, uh -huh. în mediul românesc: să ne aducă anul ce vine sănătate, să ne aducă, de parcă anul acesta ar fi încă un zeu pe care îl mai creiem. Pentru că noi, realmente, în mod profund, nu așteptăm ceva de la timp, de la an. Când spun să privim cu speranță în anul ce vine, să. Privim cu speranță într-un Dumnezeu care trece cu noi dintr-un an Dumnezeu în altul. Dumnezeu al timpului, nu da. de la timpul respectiv. Exact. Nu transformăm timpul. Nu este un, un cronos, da. un mic cronos. Zeul, timp. zeul timpului. Uh, mm. Ci este Dumnezeul de peste timp. Uh, și atunci ne încredem într-un Dumnezeu care ne ia de mână, ne trece în anul ce vine, care nu e obligat să ne l dea pe tot. Anul ce vine. Uh, iar, încă o remarcă la asta nu m-am gândit, dar uh, o fac cu această ocazie. Mi se pare din nou infantil în comunitățile noastre să marcăm prea patetic uh, trecerea dintr-un an în altul prin rugăciuni sau îndemnuri uh -huh. aproape obsesive de tipul să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață în 31 decembrie. Uh -huh. Deși dacă stăm bine să ne gândim, poate că în anul acela ultim mai multe prostii am făcut decât da? în anul da. celălalt. Uh, de ce? Și această mulțumire ar trebui să fie în fiecare zi, să mulțumim în clipa prezentă că suntem mulți. Eu nu cred că dacă ajungem în 31 decembrie, suntem eroi. Mm. Cum nu cred că, nu sunt, că suntem eroi dacă pășim în 1 ianuarie anul 2016, în cazul nostru. Nu cred că nu este niciun eroism în toată povestea asta și n-ar trebui să ne asumăm nici să o vedem ca un merit, și nici vai de mine ce s-ar fi făcut Dumnezeu. Dacă nu aș fi pășit eu dintr-un an în altul. Pentru că nu e așa, în ultima instanță, noi suntem mai lui fie că suntem în viață, fie că nu suntem în viață. Sigur. Și dacă stăm mai bine fie că să ne gândim. Și că morim, noi suntem mai Domnul. Da. A? Și dacă stăm mai bine să ne gândim, dacă plecăm de aici, noi suntem mai aproape de El, mai cu El decât aici. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în momentele creației, s-a uitat în urmă și a văzut. Că ce a făcut era bun. Dumnezeu însuși evaluează și ne-a lăsat cu acest această instinct al evaluărilor. Ne uităm în urmă la anul care a trecut și evaluăm. Nu ieșim cu toții bine la evaluare și atunci facem planuri. Aș vrea să mai atingem o, o chestiune înainte de a ne uh, încheia dialogul, uh, față de, de spectatorii noștri. Ce facem cu? Acele promisiuni de la început de an, promitem că vom citi Biblia și anul acesta, promitem că vom posti de două ori pe săptămână, promitem că va fi mai bine, toate vor fi mai bine și tindem cu aceste multiple promisiuni să ne adunăm juruințe neîmplinite. Există acest sindrom în dreptul unor juruințe că vom începe de luni, vom începe de la 1 ianuarie și este sindromul alcoolicului. Vom începe și din nou cădem în același tipare de comportament și de viață, pentru că nu s-au schimbat tiparele de gândire. Ce facem cu aceste promisiuni? Eu de ani buni de zile nu mai fac asemenea promisiuni, iau hotărâri și știu că a lui Hristos cruce este depurtat în fiecare zi. Iau decizii minore, mici în fiecare zi, care se transformă într-un tipar major de viață. Obinuiesc să o spun, o spun și acum, o fac aproape în fiecare an prin predici, inserez această idee la care nu vreau să renunț. Am văzut că încă ridică sprâncene și spun așa: ziua de 1 ianuarie a oricărui an uh -huh. este o zi atât de încărcată de promisiuni încât mă mir că ziua aceasta nu se sparge în bucăți. Uh -huh. Este ziua asupra care apasă o presiune teribilă. N-ai vrea să fii 1 ianuarie. Uh -huh. uh -huh este o zi fatidică în 1 ianuarie da. în sensul pentru ea în sine, pentru da. ziua aceea pentru că toți ne năpustim asupra ei sau majoritatea da. să facem promisiuni chiar dacă noi discutăm în termenii interesant și frumoși ai treceri dintr-un an în altul hai să admitem că promisiunile valide sunt pentru o zi și să admitem că un umbla cu Dumnezeu înseamnă a umbla cu El în fiecare zi Că nicăieri în Biblie, nici măcar în spectrul Vechiului Testament, al sărbătorilor anuale și Vechiul Testament privește anul destul de bine închegat din punct de vedere liturgic, nu? Și leagă sărbătorile de ciclul uh, uh, pământului și a roadelor și a sezoanelor. De acord, dar chiar și acolo. Dacă ne uităm la Spiritul Scripturii, vom observa că Dumnezeu se relaționează cu noi realmente în fiecare zi, astfel încât 1 ianuarie nu este o zi mai deosebită decât 2 ianuarie, decât 3 ianuarie. Uh -huh. uh, refuz și eu în ultimul timp și încerc să îi aduc și pe cei din jurul meu uh, să nu fim frivoli, să nu fim infantili, uh -huh. să nu facem promisiuni uh, prinși de vraja trecerii dintr-un an în altul pe care noi înșine le vom călca. Uh, ci uh, realmente să știm că uh, uh, ne renoim angajamentele, nu? ne renoim uh, viața cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, ne împrospătăm nu? în fiecare zi. Pentru a rămâne în viață, mâncăm în fiecare zi. Nu? Uh, la fel, pentru a rămâne în relație cu Dumnezeu. În uh, plan conjugal, la fel, nu? pentru a rămâne în relație cu soția mea, îmi renoiesc relația cu ea în fiecare zi, prin cuvinte, fapte, la o altă. Sigur. Uh, la fel cu Dumnezeu. Uh, hai să, uh, să nu facem angajamente odată pe an, e riscant. Uh, hai să nu ne mai expunem la frustrări suplimentare, care vor veni da. inerent după ce Figur. vom călca acele angajamente. Figur. Hai să nu fim copii. Hai să ne izbăvim de ceea ce Emil Cioran spunea, Adamismul românesc. Uh -huh. hai, să, hai să ne izbăvim din el. Să nu mai luăm mereu de la zero. Era o expresie care îmi displace profund să o luăm de la zero. Nu o luăm de unde am rămas. Că poate suntem la 1, la doi. Hai măcar ce am câștigat să nu pierdem. Da, viața Este o călătorie în care am făcut deja mulți pași. Da, un itinerar, un... până la urmă. Sigur. Dragi prieteni, iată, în preajma sărbătorilor nașterii Domnului și a trecerii dintre ani, am discutat împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Despre recuperarea sărbătorii, despre recuperarea uh, lăuntrului uh, a esențelor, despre tensiunile dintre exterior și interior, dintre grabă și înțepenire uh, terapeutică în timp. Sperăm că această discuție vă va fi fost de folos. Sperăm că veți trăi acest timp de sărbătoare și îl veți prelungi și veți rămâne pentru tot anul 2016 în atmosfera nașterii Domnului El s-a întrupat pentru noi și pentru noastră mântuire s-a întrupat ca să ne arate că aleargă pe calea Sfințeniei pe un drum pe care ne l-a deschis și pentru mine este Crăciun și în februarie pentru mine este uh, Crăciun și în uh, aprilie și în iunie și în iulie pentru că atunci îmi aduc aminte dacă respect Linia etimologică, că acest cuvânt vine de la încarnare, încerc să trăiesc cu demnitate această alergare în carne, uitându-mă la cel care a venit în carne pentru mine și a deschis drumul Sfințenii. În sensul acesta, extindem sărbătoarea pentru restul anului. Trecem într-un nou an. Să nu punem poveri pe umerii noștri și pe umerii altora pe care nici cu un deget apoi să nu le ridicăm. Să intrăm cu smerenie, discret și în bucurie în acest an care ne stă înainte, și să ne bucurăm că Domnul ne dă viață pentru a trăi spre slava Lui. Vă mulțumesc pentru acest nou dialog. Sperăm că a fost de folos tuturor celor care ne-au privit și ascultat. Cu mult drag!